justiciei o încondeiază pe Covesi, eu am crezut ce nu aud bine. Tudorel Toader, ministrul justiciei, o critic vehement pe Laura Codruca Covesi, sublinierea Fadna, pe care o trimite înapoi la facultatea de drept. Ministrul susține ce scandalul protocoalelor a demonstrat ce evaluarea sa sublinierei cererea de revocare a subliniere Fadna erau mai mult decât justificate. Toader a relatat ce după prezentarea publică a evaluării a vorbit cu o persoană din sistemul judiciar care i-a spus ce lucrurile sunt mai grave decât reiese din evaluare. I-a spus, se nu vei suprici, dar ceea ce a prezentat în 20 de puncte reprezintă o mică parte din adevărul care nu este cunoscut. M-am uitat lung, nu l-am contrazis, nu l-am aprobat, dar realitatea celor petrecute ulterior confirm că realitatea e mult mai complicată decât cele pe care le-am scris în raportul de evaluare, a declarat Tudorel Toader. Ministrul Justiției se declară sublinierocat de explicațiile subliniere Fadna cu privire conflictele constituționale pe care le-a generat. Eu am crezut ce nu aud bine când spunea de unde se subliniere tiu eu ceva decide CCR, la primul conflict, la decizia 68. Ne-am atunci ce din anul 1 de facultate. Nu trebuie să spun curtea, trebuie să subliniere titlul, ce de asta te-ai pregătit ca jurist. Presupunem ce prima dată nu ai subliniere titlul, dar după prima decizie, cum de al doilea, al treilea conflict, a mai afirmat Tudorel Toader. Ministrul a declarat că dacă informațiile despre protocoalele cu SRI subliniere au la iveal înainte de prezentarea evaluării, cu siguranță le-ar fi inclus între argumentele pentru revocare. Protocoalele le plasam undeva ca gravitate după înclecerile Constituției, a explicat Toader.